Auzi, n-a văzut sensul. Intrat pe un gardul, păi. A rupt și gardul tot. N-a văzut sensul, ești nebun, a strâng motor tot. Nu deschide ușa asta? Nu știu. Cum mai e aici, te-i ceva și nu. Nu e nici el? E acolo, e pe partea asta. Bună dimineața, bun găsit la știri, începem jurnalul cu imagini și informațiile. Ultima oră, un accident cumplit a avut loc în urmă cu puțin timp la intrare în Constanța. Un bărbat a murit după ce a scăpat mașina de sub control, s-a izbit un sens giratoriu, a sărit cu mașina peste un gard, iar apoi s-a răsturnat. Toate informațiile vin de la colegul meu, Mircea Sime. Mircea, te ascultăm. Bun găsit, accidentul s-a produs la intrare în Constanța. Șoferul unui autoturism a intrat cu viteză într-un sens giratoriu. În imaginile video se poate vedea cum mașina care a ricoșat din sensul giratoriu a rupt gardul unei reprezentanțe auto, unde s-a izbit de un stâlp și s-a răsturnat. În urma impactului, motorul mașinii a fost rupt de caroserie. Șoferul a rămas încarcerat între resturile contorsionate ale mașinii, la fața locului intervenind echipajul ale ISU Dobrogea. Ceea ce pare scandalos și se poate observa și din imagini este faptul că cei care au asistat la accident nu au sunat imediat la 112 pentru a cere ajutor, ci au început să filmeze cu telefoanele mobile. Abia după un timp, o persoană dintre cele care filmau a propus ca cineva să sune după ajutor. Din păcate, șoferul a decedat.